Într-o conferință de presă organizată luni la Deva de filiala județeană PNL Hunedoara, liberalii și-au exprimat bucuria pentru câștigarea a două din cele trei primării unde, pe 27 iunie, s-au organizat alegeri parțiale. Aflat în concediu, prefectul liberal de Hunedoara, Călin Marian, a ținut să-i felicite pe colegii săi de partid, care au câștigat alegerile în Romos și Sarmise-Getuza. În primul rând vreau să vă spun că astăzi sunt aici în calitate politică și chiar nu lipsesc de la servici pentru că sunt în concediu, ca să ne înțelegem din start. Dar în primul rând vreau să vă spun că sunt foarte bucuros că am alături doi primari liberali care au câștigat alegerile în comuna Romos și comuna Sarmise-Getuza și vreau să-i felicit din tot sufletul. Vreau să le spun că eu îi consider niște luptători, pentru că a fost o luptă aprigă, datorită faptului că, fiind alegeri parțiale în trei comune din județul Hunedoara, toată lumea s-a concentrat cu toate forțele ca cei care reprezintă să câștige. Și noi, ca și echipă, am fost alături de ei. Călin Marian a mai spus că și la Burjuc, unde s-a impus candidatul PSD, liberalii vor pregăti o echipă puternică. Pe de altă parte, prefectul de Hunedoara a subliniat prezența mare la vot la alegerile de duminică, aceasta fiind de 79,29%, menționând că astfel primarii nou aleși se bucură de o largă legitimitate. Iată că am câștigat alegerile în județul Hunedoara. Am luat două comune din trei. O să pregătim și la Burjuc pe viitor să avem o echipă cât mai puternică, dar ce este foarte important este că, după cum ați văzut, a fost o prezență, cred că nemai întâlnită până acum la alegerile locale, cu o rată de prezență de peste 80%. În unele localități din comune a fost și 100%. Înseamnă că oamenii sunt interesați de cine îi conduce și chiar datorită acestui fapt au dat încredere maximă și cei doi primari astăzi aflați în fața dumneavoastră chiar pot să zică că sunt aleși de o majoritate foarte, foarte largă. În cele trei localități hunedorene au funcționat 14 secții de votare. În două dintre acestea, la Tisa, în comuna Burjuc, și Păucinești, localitatea aparținătoare de Sarmise-Getuza, prezența la urne fiind mai mare de 100%. Cea mai mică prezență s-a înregistrat în Romos, în satul Romoșel, unde au votat 69,14% dintre alegători.